Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Eu mă pregătesc să merg la școală. Parcurg drumul până la școală cu bicicleta în aproximativ 5 minute. Știați că șoselele pe care circulăm sunt căi de comunicație? Căile de comunicație reprezintă traseele care urmează a fi parcurse în timpul unor deplasări. Nu numai șoselele sunt căi de comunicație. Putem clasifica căile de comunicație astfel. Căi terestre, pe uscat, care cuprind șosele, căi ferate, linii de tramvai, metrou și chiar drumuri forestiere. Căile acvatice, pe apă, pot fi maritime, adică pe mare, fluviale, pe râuri, pe canale și lacuri. Căile aeriene, prin aer. Sunt traseele avioanelor între aeroporturi sau traseele elicopterelor între heliporturi. Putem vedea căile de comunicație existente între două orașe pe o hartă tipărită, de obicei numită harta căilor de comunicație sau a transporturilor, sau cu ajutorul Google Earth. Dar transporturile, ce sunt? Dacă eu îmi carg ghiozdanul în spate până la școală, se consideră că fac un transport? Ei bine, se poate folosi verbul a transporta, dar nu cu sensul de practicare a unei activități economice. Transporturile reprezintă activitatea economică de deplasare de la un loc la altul a oamenilor, a materiilor prime, a produselor sau a informațiilor, efectuat de obicei sub forma unui serviciu remunerat. Bicicletele, autoturismele, motocicletele, microbuzele, autobuzele, trenurile, tramvaiele, metrourile, vapoarele, bărcile, elicopterele și avioanele sunt mijloace de transport. Când un mijloc de transport este folosit de mai mulți oameni care plătesc pentru a-l folosi, acesta se numește mijloc de transport în comun. Cele mai folosite mijloace de transport în comun sunt autobuzele, trenurile, tramvaiele, metrourile și microbuzele. Tu cu ce te deplasezi până la școală? Ce căi de comunicație și mijloace de transport folosești? Trimite-mi răspunsul tău în secțiunea de comentarii acestui video. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!